Zi de sărbătoare pentru romii din Giurgiu și un prilej de destindere cu muzică și dans în fața unei scene pe care au evoluat zeci de copii din Giurgiu și comunele județului. În scenă vor evolua copii de la Școala Populară de Artă, de la diferite clase, împreună cu copii de la Palatul Copiilor, din județ, de la Izvoarele, Comuna Izvoarele, avem un dans tradițional, copii de la Centrul Cultural Ion Vinea și Liceul Tudor Vian. Întâlnirea a fost organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Valorilor Tradiționale, împreună cu Asociația pentru Educația Romilor, Chetanes. Un spectacol de dansuri și cântece tradiționale rome în cinstea romilor. Pe această cale vreau să urez tuturor romilor la mulți ani și cu ocazia sărbătorilor de Paște, un Paște fericit. Spectacolul s-a vrut un prilej de bucurie, dar și unul care să atragă atenția spre comunitatea romă, spre problemele acestei minorități și spre perspectivele pe care le are. Minoritate națională care până în 1989 era trecută la etc., de-abia după 1989 și-a câștigat acest drept. Această discriminare se manifestă și la nivelul organismelor centrale și la nivelul comunităților locale. Ziua Internațională a Romilor se sărbătorește anual la 8 aprilie și a fost decretată ca sărbătoare în 1971 la primul congres internațional al romilor desfășurat la Londra.